Doamne, cel ce te-ai rugat pentru răstignitorii tăi, iubitorule de suflete, și ai poruncit și robilor tăi să se roage pentru vrăjmași, iartă pe cei ce ne urăsc și ne apasă pe noi. Îndepărtează-ne de la orice răutate și vicleșug, îndreptându-ne către viața cea cu dragoste frățească și lucrătoare de bine. Pentru aceea, cu smerenie ne rugăm și într-un gând te slăvim pe tine, unule iubitorule de oameni. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.